Televiziunea Trinitas este alături de dumneavoastră în fiecare zi. Fiți și dumneavoastră alături de noi. Oferiți televiziunii Trinitas donația dumneavoastră prin care susțineți realizarea programelor noastre. Vă vom fi recunoscători pentru acest ajutor, iar numele dumneavoastră va fi pomenit la altarul Catedralei Patriarhale din București. Ne puteți trimite ajutorul dumneavoastră depunându-l la orice bancă din România sau din străinătate, în următoarele conturi. Cont în lei, RO 58 RNCB 0075 0048 9503 0116, cont în euro, RO 42 RNCB 0075 0048 9503 0113, cont în dolari, RO 69 RNCB 0075 0048 9503 0112. Conturile sunt deschise la BCR Sector 4 București. Televiziunea Trinitas este recunoscătoare tuturor acelora care înțeleg importanța misiunii ei și care, drept urmare, o susțin în mod concret. Se aude glas de îngeri deasupra mănăstirii Neamțului, înconjurate de sute de ani de culmile împădurite de pe Valea Ozanei. Cât de bătrâne sunt zidurile acestui sfânt locaș, ce arată ca o fortăreață, nu se știe cu exactitate. Par neclintite de când lumea. Și tot de atunci, punte între cer și pământ. Sfântul Sofronie al Ierusalimului numea toaca Trâmbița Îngerilor, pentru că vestește începutul liturghiei aici, pe pământ. Ea are loc în același timp și în ceruri. Slujba este, prin urmare, cântarea îngerilor și a oamenilor împreună. Clopotul nu este un simplu instrument muzical pentru a încânta urechea, spunea prea fericitul părinte patriarh Daniel. Este glasul Domnului care ne cheamă să lucrăm pentru slava Lui și pentru mântuirea noastră. La fel este și toaca. Amândouă sunt glasul lui Dumnezeu. Glasul care cheamă. Mănăstirea Neamț este cea mai veche așezare monahală din Moldova. În desișul Codrilor exista încă de pe la începutul secolului al XI-lea o sihăstrie. Din pricina vitregiilor vremurilor, nu a rămas consemnat decât foarte puțin. O inscripție pe un clopot turnat, în urmă cu două veacuri, spune că acest clopot s-a vărsat din materialul clopotului făcut la 1393 de domnul Ștefan cel din Tâi și care s-au topit la arderea mănăstirii Neamțu în 1862, noiembrie 20. Multe au trecut peste ea de atunci. Sabie, incendii, cutremure, mănăstirea a rămas neclintită. Clopotele își fac auzită chemarea la ceasurile rânduite. Avem 11 clopote, cel mai mare are 4 tone jumătate, al doilea are 2 tone jumătate și prin armonia în care sunt puse ele, ne cheamă la slujbele bisericii și ne vestesc, bineînțeles, și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, adică atunci când pleacă cineva la Domnul și sunt cele care vestesc și ne întrețin aici în viața noastră spirituală. Clopotele, după cum le-ați auzit și dumneavoastră, au fost încă din secolul al XIX-lea acestea. În tradiția mănăstirii spune că a fost un rând de clopote care în secolul XVII au fost ascunse în muntele Ocrov aici și din cauza turcilor nu s-au mai găsit acele clopote, s-au făcut alte clopote, iar în anul 1862
în Mănăstirea Neamța a fost un mare incendiu, clopotele s-au topit atunci, iar din materialul respectiv s-au făcut aceste clopote care dăinuie și astăzi. Acest loc este un liant al credinței ortodoxe a domnitorilor moldavi Petru Mușat, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Sfânt, Petru Rareș. Au zidit și ctitorit neîncetat. De-a lungul istoriei, mănăstirile au fost în atenția și în sprijinul domnitorilor, voievozilor români, care, pe lângă faptul că au fost în funcțiile acestea trecătoare, politice, demnitari, conducători de stat, ei au sprijinit mereu biserica, știind bine că această instituție divino-umană, care de fapt dă șansa fiecăruia pentru o existență veșnicie, este o realitate pentru sprijinul și pentru salvarea fiecăruia în ce privește aspectul spiritual sufletesc. Prima atestare documentară a mănăstirii este din anul 1210. Petru Mușat a ridicat pe locul unei bisericuțe de lemn, pe la 1375, una de piatră. După vreo 100 de ani, a fost distrusă de un cutremur. În anii 1486-1497, Ștefan cel Mare, considerând imposibilă refacerea ei, ridică o biserică nouă cu același hram, Înălțarea Domnului, după cum s-a scris în pisania de deasupra ușii de la intrare. În 47 de ani de domnie a ridicat 42 de biserici. Cea de la Neamț este cea mai mare. Turnul Clopotniță, cu paraclisul Buna Vestire, a fost zidit pe la începutul secolului al XV-lea de către domnitorul Alexandru cel Bun. Mitropolitul Veniamin Costache este cel care a finalizat lucrările și a amenajat paraclisul Adormirea Maicii Domnului. Poarta masivă din stejar, cu rol strategic, se închidea cu druj de fier pe timp de noapte. Ușa cea strâmtă, simbol al smereniei. Pereții mai poartă încă urme din fresca originală. Pe vremuri, ne povestea părintele Serafim, exista și un podeț care se ridica după căderea înserării. În anii 1720-1730 a fost înălțat, în mijlocul curții interioare, un paraclis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astăzi, locul pe care se afla este marcat cu dale și pietre de râu. Bisericuța a fost mutată, fiind integrată armonios în corpul de est al chiliilor. Incinta a fost lărgită, oferind mai mult spațiu în timpul zilelor de hram și de sărbătoare. Se spune că Ștefan cel Mare, când venea la hram, călare, pe potești de munte, rămânea aici câte o săptămână. Citim din documentele istorice că pe când vodă Ștefan cutreiera pădurile și munții Neamțului, apărând cetatea aceasta creștină a Moldovei de dușmanii vremii, el poposea și la Mănăstirea Neamț. Și aflăm că starețul mănăstirii și mitropolitul Moldovei întâmpina alaiul domnesc și vodă Ștefan, ajungând în fața porților mănăstirii, cobora de pe cal și săruta mâna mitropolitului, iar mitropolitul săruta mâna domnitorului, arătând relația strânsă și respectul în același timp între biserică și stat. Biserica de aici a fost sfințită în data de 14 noiembrie a anului 1497, după lupta de la Codrii Cosminului, din data de 26 octombrie, iar în 14 noiembrie a venit aici cu mitropolitul Moldovei, Teoctist al II-lea, și bineînțeles cu alții erari ai Moldovei de atunci, și a sfințit această frumoasă catedrală ștefaniană, după cum spuneam, în stil moldovenesc, îmbinat cu stil gotic, și bineînțeles ne bucurăm că suntem urmași și beneficiari al acestor lucruri frumoase pe care le-au lăsat înaintașii noștri pentru noi, poporul român. Biserica Înălțarea Domnului
este cel mai reprezentativ monument al arhitecturii moldovenești din epoca ștefaniană. Se îmbină armonios elementele bizantine, ceramica smălțuită, cu cele gotice, încadramentele de uși și ferestre, contraforturile. De o frumusețe elegantă sunt șirurile de cărămidă smălțuită aplicate pe fațadă. În partea superioară a zidurilor se află două rânduri de ochnițe, 12 mari și 11 mai mici, unele dintre ele având încă urme din pictura originară. O zi frumoasă de noiembrie, 8 noiembrie, soborul sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, pelerini, localnici, monahi. De 55 de ani este în monahism părintele Trifon. Știe multe despre Arhanghel și despre Lucifer, cel care l-a încercat și pe el în pustie. Mihail îi șop pe toți șetelii. Mă înțeles? Gavril, Mihail are putere când dă Dumnezeu o poruncă, clate-l pământul, șerul așa. Are putere, e la Dumnezeu, Mihail. Lucifer a căzut, din îngerul luminat a făcut geamă întunecat. Mândria, că a gândit să pui scaunul mai sus decât al Dumnezeu, nu m-am gândit. Și a căzut și eu am stat și în pustie. Și a vorbit diavolul cu mine. Da, mă tace frică, eu să învățam pe dânsă. Diavolul știe toate limbile pe glob. Știe Sfânta Scriptură pe Iros. O zis pe mine, cu mine România, și o zis că, măi, tu mă năcăjești pe mine, tu mă masupești, știi ce o fac eu ție. Și-a dispărut. M-am gândit. Și-a venit doi la mine, unul să rupe gâtul, unul să-mi sperme pieptul. Eu ce-am făcut? Am ridicat mâna să fac cruce. Și m-a paralizat așa, în jumătate, n-am mai putut mișca. S-a făcut cruce cu lima și o luam în raz, mi-a rămas sănătos. Și uite, sunt sănătos acum. Asupririle chinurilor mă tulbură. Și de multe scârbe se opre sufletul meu, alină-ne Fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău. Ocrotitoare, Maica Domnului își revarsă privirea plină de iubire asupra celora care cu credință, cu dragoste și speranță vin să-i se închine. Îngerunchează în fața acestei icoane făcătoare de minuni, Lidianca, cunoscută încă din anul 665, când a fost pictată în Lida, locul de origine al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a cărui icoană se află pe revers. În anul 1429, împăratul Bizanțului, Ioan al VIII-lea Paleologul, i-a dăruit-o domnitorului moldovean Alexandru cel Bun. Este o icoană harismatică, putem spune o icoană făcătoare de minuni, fiindcă aici vin foarte mulți credincioși pentru a se închina și a primi binecuvântare de la Maica Domnului. Icoana aceasta a fost ferecată în argint aurit în anul 1845, aici în atelierele Mănăstirii Neamț. Cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Și oare nu este o minune dumnezeiască ce ne-a povestit chiar cel care a trăit acest lucru? Nu mai avea bani să se întrețină la studii. S-a rugat cu durere și speranță, îngenunchiat în fața icoanei, să îi ajute într-un fel. La scurtă vreme, era din nou în biserică. Cineva i-a lăsat bani, a vrut doar ca acesta să se roage, o vreme, la icoana Maicii Domnului, pentru el și familia lui. I-a povestit că este din Constanța și a venit până aici, la Neamț, pentru că a visat-o pe Maica Domnului, care l-a trimis să facă acest lucru. Chipurile sfinților ne mângâie sufletul, sunt blânde, te ascultă, mijlocesc pentru noi. Pictura bisericii a fost realizată în frescă, dar nu se cunosc numele meșterilor zugravi. Sfântul altar, naosul și camera mormintelor au fost lucrate în timpul lui Ștefan cel Mare. Inima mea fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Pictura din pronaos și pridvor a fost realizată pe vremea domnitorului Petru Rareș. Se observă calendarul ortodox pe cele 12 luni, vedem fazele lunii și sus, în arcade, cele 7 sinoade ecumenice. Negura neștiinței și
și o izgonește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe mine, care zac în boală, în locul cel de răutate, te măduiesc. Astăzi, tronurile impunătoare, sculptate în lemn de stejar masiv, aproape că nu mai sunt băgate în seamă. Au fost timpuri însă când aveau o mare importanță. În biserica noastră se află două tronuri. O parte este tronul voievodale, altă parte este tronul arhieresc. Simbolizăm prin aceste două tronuri, cele două puteri, puterea bisericească și puterea statului sau politică, aceasta fiind tradiția Imperiului Bizantin cu stema vulturului Bicefan, simbolizând de fapt cele două puteri. Altarul este despărțit de naos prin iconostasul datând din anul 1864. E sculptat în lemn de păr și tisă și suflat cu aur. Pictura icoanelor este realizată în stil bizantin, cu influențe slave. Altarul simbolizează tronul lui Dumnezeu sau tronul Dumnezeirii, pentru că noi cunoaștem, după învățăturile sfinților teologi, atributele lui Dumnezeu, că este necuprins, nevăzut, este atemporal Dumnezeu. Însă noi nu cunoaștem esența firii dumnezeiești. De aceea este pusă catapeteasma lui Dumnezeu și unirea cu Hristos se face prin ușile împărătești, ca prin credința noastră și prin mărturisirea noastră a lui Hristos în naos, în rai, să ne unim cu trupul și sângele lui Hristos. La toate ctitoriile voievodale, viață prin moarte către altar, către rai, către Hristos. Într-o firidă se află mormântul voievodului Ștefan al II-lea, unchiul marelui Ștefan, plecat la Domnul în anul 1447. Ne închinăm cu smerenie la mormântul Sfântului Paisie de la Neamț, stareț al mănăstirii până la trecerea la cele veșnice, în 15 noiembrie 1794. Cinstit deopotrivă ca dascăl, tălmăcitor și părinte duhovnicesc al monahilor ortodoxi de după secolul al XVIII-lea, cuviosul Paisie Velicicovski a fost canonizat. În Pronaos, un baldachin adăpostește moaștele unui sfânt necunoscut, descoperită în chip miraculos, în incinta mănăstirii, sub aleea care duce spre clopotniță. Era sâmbătă seara, cu priveghere pentru a doua zi, la 24 mai 1986. Câteva dale masive de piatră se ridicaseră 10-15 cm. S-au făcut presupuneri legate de cauze obiective, fisuri, emanații de gaze, săpându-se în acel loc, au fost găsite o seminte, frumos mirositoare. S-au stropit cu aghiazmă și s-a făcut o rugăciune de dezlegare, ale cui să fi fost. Au apărut multe ipoteze, fie ale Sfântului Paisie, fie ale unui călugăr rămas aici de pe vremea când se afla cimitirul în incintă. Era anul 1986, plină prigoană atee. S-a răspândit zvonul ca fulgerul. Mănăstirea se umplea de lume. Călugării au ascuns-o semintele, care de-abia după anul 1990 au fost depuse în biserică spre închinare. S-a făcut acest sicriu, după cum le vedeți și dumneavoastră, în anul 1990 și s-au pus aici spre venerare pentru credincioșii care vin la mănăstirea Neamț.
în calendarul creștin ortodox, în data de 24 mai, este trecut Sfântul Simeon de la Muntele Minunat. Iată, aici la Mănăstirea Neamț se află capul Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, care a fost oferit Mănăstirii Neamț de binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost ferecat în aur și pus într-o mică răcliță și străjuiește de atunci la Mănăstirea Neamț. Flacăra lumânărilor aprinse de credincioși, în locul special amenajat din fața Bisericii Sfântul Gheorghe, arde aproape necontenit. Patru coloane impunătoare ascund parcă intrarea în acest sfânt lăcaș. Nu a fost dintotdeauna aici. În anii 1956-61, când s-au făcut lucrări de restaurare, biserica a fost desfăcută și reamplasată între chiliile de pe partea de est a incintei. Ea se afla exact în mijlocul curții, pe locul marcat astăzi cu plăci și piatră de râu. Datează din anii 1720-725, când prin dania a Elenei Cantacuzino, în timpul starețului ieromonah Teofil, s-a ridicat în curte un parachis cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Catapeteasma, deosebit de frumoasă, este cea veche, din 1798, și a fost realizată de zugravii Talasie și Damian, din mănăstire. Pictura în frescă este de dată recentă. Impresionează scenele din Vechiul și Noul Testament și registrul cu sfinții români îmbrăcați în costum popular. Picturi atât din Vechiul și Noul Testament, se află cei 40 de mucenici pe arcade și pe aici se află diferiți sfinți, mucenici, și aici dintre care se află și sfinții români, pe care evidențiem pe aici pe Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș, îmbrăcat așa ca într-un costum național. Și tot aici în interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe avem icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, care se cheamă Treherusa, adică are trei mâini. Pentru cântare cinstindu-o să o mărim, pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Maica Domnului cu trei mâini din Biserica Sfântul Gheorghe este o icoană, după o copie după icoana Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos, icoană cu trei mâini și făcută în secolul al XIX-lea și a fost oferită Mănăstirii Neamț și de atunci icoana aceasta este pusă aici în Mănăstirea Neamț și atât noi călugării cât și credincioșii vin la această icoană, fiindcă este, putem spune, ocrotitoare și făcătoare de minuni, fiindcă este folosită pentru aducătoare de ploaie. Atunci când este secetă mare, această icoană pleacă în pelerinaj și a plecat și în alte orașe, chiar în anul 1936. Și după aceea pleca cu mijloace de transport care erau atunci și povesteau părinții care au plecat către Domnul că atunci când icoana pleca, din urmă Dumnezeu binecuvânta cu ploaie. Părinte Ioan Damasien scrie la unii către Maica Domnului, l-o până la un parat păcând, o scâmpărație, scrie rău de tine și ăsta e mâna dreapta și el nu a fost vinovat. Și el o stat în cameră la dânsul cu mâna tăiată alături, s-o ruga la Maica Domnului să pui mâna la loc. S-o pictat, s-o făcut minune, s-o pictat în Sfântul Munte Athos, icoana Maicii Domnului asta cu trei mâini, fără mână de pictură. Și avem noi aici, la Sfântul Gheorghe. După aceea, viața din Sfântul Munte s-a pictat la noi și avem și noi aici. În biserica mică, bă, biserica cu trei mâini. Alții nu știe. Eu am știut, am viața, știu. Și cum să nu fi citit multe, Părintele Trifon, când aici, la Neamț,
a fost cel mai important centru de cultură și spiritualitate ortodoxă a Moldovei. Cel mai important centru de cultură și spiritualitate ortodoxă a Moldovei. Din anul 1429 exista deja o școală de caligrafi, miniaturiști și copiști. A fost îndrumată, cu mult folos, de monahul Gavril Uric, cel care a scris pe pergament Tetraevangheliarul, aflat astăzi la biblioteca din Oxford. Tot aici, cronicarii Macarie și Eftimie au elaborat cronicile țării Moldovei din timpul domnitorilor Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu. Iar cu așa de mulți ucenici traducători, peste 1000 din 23 de țări, cum preciza Nicolae Iorga, starețul Paisie Velicicovski a fost generalul copiștilor, izvoditorilor și tălmăcitorilor de la Secu și Neamț. Frumusețea acestor manuscrise este dată de ordinea, de disciplina scrisului, aș putea să spun. Și chiar dacă manuscrisul prezintă foarte multe ștersături, asta arată cât de mult a fost preocupat Sfântul Paisie ca aceste scrieri să rămână peste veacuri pentru generațiile de monahi, pentru viitor și pentru viața bisericească a noastră. În timpul stăreției Sfântului Paisie s-au realizat traduceri filocalice din limbile greacă și slavonă. Multe dintre manuscrise se păstrează în rafturile bibliotecii mănăstirii, alături de prețioase volume în limba română. Ele sunt o inestimabilă valoare tipografică și bibliofilă. Se află aici un adevărat tezaur pentru munca de cercetare, însemnările și adnotările aduc informații folositoare. Stema țării românești și un cuvânt înainte, o predoslovie, în care însuși domnitorul Șerban Cantacuzino afirmă că el a scris această carte sfântă pentru toată seminția românească. Autorii, titlul, locul și anul tipăririi, precum și limba în care au fost scrise, se pot găsi astăzi și pe suport electronic. O muncă minuțioasă, foarte minuțioasă, o reprezintă această ascultare la bibliotecă. Nu numai dragostea de carte, ci și harul îndrumă mâna și sufletul călugărului, preaduce la lumină slovele încremedite între rafturi. O altă ascultare făcută cu multă dăruire este și aceea din muzeu.
În prima vitrină avem prima tipăritură care s-a tipărit la Mănăstirea Neamț, Viețile Sfinților 1807. La tipografia veche, în care o să vedem și tipografia mai în față, Viața starețului Paisie Velcikovski. După aceea avem, în a doua vitrină este Scara, Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Ioan Scăraru a scris Scara, Treptele vieții duhovnicești. De asemenea, se spune că Sfântul Ioan Scăraru urca pe treptele duhovnicești așa de ușor ca și cum se urca pe o scară. Mai avem tipărit Ceaslovul, care era fratele Ceaslovului, care Ion Creangă învăța după dânsul. Muzeul Mănăstirii păstrează catapeteasma din paraclisul cetății Neamț, un epitaf lucrat în anul 1821, icoane din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, precum și patru pânze cu scene biblice pictate de Nicolae Grigorescu. Acesta a stat aici aproape un an după finalizarea frescei de la Mănăstirea Zamfira de lângă Ploiești. A venit cu prietenul său, monahul Isaia, cu care urma să plece mai departe la Paris. Căzând bolnav, acesta s-a stins după un an de suferință. În 1858, aproape după un an de zile, sunt în Mănăstirea Neamț, unul din aceste tablouri, Fuga în Egipt, ajunge să fie văzut de maica stareță a Mănăstirii Agapea, căutând, de fapt, un pictor pentru pictarea Bisericii Agapea. Este impresionată de această pictură și se interesează cine a pictat, ajunge să se cunoască cu pictorul Grigorescu, se întocmesc la prețul picturii și astfel că Nicolae Grigorescu, în loc să plece la Paris, se oprește la Mănăstirea Agapea și pictează această biserică, astfel că finalizează pictura bisericii în anul 1860. Impresionanta Evanghelie a fost oferită în dar starețului Paisie Velcikovski în anul 1792 de către țarina Ecaterina a II-a Rusiei, drept mulțumire pentru activitatea de răspândire a valorilor ortodoxiei. Țarina Ecaterina trimite această Evanghelie din argint aurit și Evanghelia cântărește 35 de kilograme, fiind cam cea mai grea Evanghelie din țară. O altă Evanghelie din Muzeul Mănăstirii noastre este o Evanghelie tipărită în tipografia Mănăstirii Neamț în anul 1821, deci în timpul mitropolitului Moldovei Veniamin Costache, în care au fost lucrate în atelierele Mănăstirii Neamț, pentru că pe lângă tipografia acestei mănăstiri existau și ateliere de aurărie, de argintărie, fiind socotită cea mai mare carte veche românească tipărită pe pământ românesc până în acea perioadă. Ne spun specialiștii în iconografie bizantină că a fost lucrat iconostasul în 1647, în timpul domnitorului Vasile Lupu al Moldovei, pictorul fiind Maler Baraschi, se numește. O altă piesă la fel de reprezentativă este și un epitaf în acest muzeu, epitaf ce a fost lucrat de către trei călugări de 15 ani de zile, fiind o broderie cusută cu fir de aur și argint pe piele de căprioară. Călugării lucrând la el numai zile de post, lunea, miercurea și vinerea, pus cele patru posturi de peste an, iar când erau zile de dulce, dânșii se îndeletneșeau cu alte activități, de ce a și durat lucrarea epitafului atât de mult. Veniamin Costache a pus bazele unei tipografii în anul 1807. Ea mai funcționează și azi. În Muzeul Mănăstirii putem vedea primele tiparnițe, precum și câteva exemplare de carte de inestimabilă valoare. Se afla aici și o turnătorie pentru literele de plumb, lucru deosebit pentru acea vreme în Europa.
În ultima încăpere a muzeului avem trei tablouri, care unul din ele reprezintă pe viitorul mitropolit al Moldovei, Veniamin Costache, copil fiind, este adus la Mănăstirea Neamț de către tatăl său și fiind singurul copil la părinți, avea înclinația către monahism și atunci, sigur, tatăl său îi respectă dorința copilului. Este adus la Mănăstirea Neamț, îl primește mitropolitul Moldovei în acea perioadă, Iacob Stamati, își face noviciatul Veniamin Costache în această mănăstire, de aceea portretul acesta este unicat în istoria noastră a personalităților bisericii. Avem un alt portret care reprezintă pe mitropolitul Iacob Stamati, iarăși acesta a fost o personalitate marcantă din Biserica Moldovei, pentru că și el a avut un rol însemnat pentru această mănăstire a Neamțului. Apoi, sigur, mai avem un portret care reprezintă pe starețul Paisie Velicicovski, o figură marcantă pentru ortodoxie, pentru monahism și pentru spiritualitatea ortodoxă, atât românească, dar mai ales pentru cea universală. Sediul tipografiei se află în afara zidurilor de incintă. În anul 1883, tiparnița cu litere chirilice și-a încetat activitatea, fiind înlocuită cu litere cu caracter latin. În 1952, tipografia a trecut sub directa îndrumare și folosință a Centrului Mitropolitan Iași și funcționează pe latura de est a clădirii de la bolniță. În afară de angajați, mai lucrează și călugări. Șirul ascultărilor continuă. Până în 1950 existau în jur de 20 de monahi, părinți care își desfășurau activitatea aici. Manuscrisul sosit în tipografie era transmis secției de culegere manuală a textului, unde avea loc culegerea lui integrală, paginarea și corectarea lui. În cadrul acestei secții activau de regulă părinți monahi din cadrul mănăstirii noastre. După ce textul era cules, el era trimis la o corectură, în vederea scoaterii unor greșeli care ar fi putut apărea în cadrul acestei operații. Corecta textul, era paginat și apoi trimis spre tipăririi în cadrul secției de tipar înalt, care funcționa în acea perioadă. Astăzi, pe de-o parte, avem și un tiraj mai limitat la tipărit, dar în principiu ne ocupăm cu partea de legătorie, legătoria cărții, tinzându-se spre o legătorie de artă. Bolnița și paraclisul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava s-au ridicat în anii 1843-1846, după cum consemnează Pisania. Biserica, aflată în mijlocul unui careu în formă de U, are aspect de navă, cu absidă răsăriteană și o singură turlă. De-a lungul timpului, au fost mai multe încăperi cu rol de spitalaș pentru părinții aflați în nevoie. Încă din anul 1760, din timpul starețului Paisie, mănăstirea avea și o farmacie, o spițerie. La bolniță aici se fac slujbe dimineața, face Sfânta Liturghie, acatistul, în zilele de sâmbătă și duminică face Sfânta Liturghie, pentru că personalul este puțin aici. Și în restul zilelor facem acatistul dimineața, ceasurile, ceasul 3, ceasul 6, obednița și panachida. Biserica a fost pictată chiar după ce a fost ridicată în 1848 în ulei, atunci a fost și împodobită cu catapeteasmă și icoane, iar în 1982, în timpul mitropolitului Teoctist, viitorul patriarh al României,
a fost repictată biserica în pictură frescă de către un zugrav din zona Vânătorului Neamț. Și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat, de aceea strig ție. Bucură-te, stingerea focului celui... Pe pereții de la intrare sunt reprezentate în frescă scene din martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Ațățarea văpăii celei pururea vin, bucură-te, scăpa... Tot în afara incintei mănăstirii, în partea de est însă, este cimitirul cu biserica având hramul Sfântul Ioan Evanghelistul, teologul, bogoslovul. Păzirea trupurilor... Pe acest loc se afla vechiul schiț dintr-un începuturi, de la întemeierea acestei așezări monahale. În timpul domnitorului Alexandru cel Bun, se construise o bisericuță. În anii 1834-1835, voievodul Mihail Grigorie Sturza a construit o altă biserică din piatră și cărămidă. Recent a fost restaurată. Catapeteasma din lemn de păr, în stil baroc, cu influențe slave, este cea din secolul al XIX-lea. Bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum prorocul. Un loc liniștit, un loc de reflecție. Că pe el îngravă la Babilon l-ai dus. Bucură-te. Un frumos monument funerar din marmură albă, opera sculptorului Carl Storck, povestește durerea familiei Botez din Fălticeni, mari donatori ai mănăstirii, la pierderea fiicei. Își dorm aici somnul de veci mari ierarhi ai mănăstirii, simpli monahi, ostași, din primul și din al doilea război mondial. Tot aici, în cimitirul mănăstirii, se află și crucea eroilor din primul și al doilea război mondial, pentru că în aceste două război a fost linia frontului, chiar aproape de mănăstirea Neamț. Parte din soldații care au căzut pe front au fost îngropați lângă această biserică, fapt pentru care se află și o cruce care pomenește pe acești eroi, de fiecare dată pe eroii căzuți, și mai ales cei care se află în acest cimitir. Îi pomenim în ziua eroilor, de înălțarea Domnului, joia înălțării Domnului Hristos și ziua eroilor, zi națională. Sub biserică este un osuar, o gropniță. Pe cele 526 de cranii stă scris numele și ascultarea celui răposat. Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață. Sfântul Paisie Velicicovski, în timpul stăreției sale, în această mănăstire a Neamțului, a ținut să se păstreze tradiția existenței acestui osoar sau gropniță a mănăstirii prin expunerea cel puțin a craniilor călugărilor păsați din mănăstire, pentru că el socotea că, după învățătura Sfântului Vasile cel Mare, că cea mai mare înțelepciune și filozofie a lumii acesteia este gândirea la moarte. De sute de ani, trăinicia de credință stă tot în picioare. Viața liturgică se îmbină permanent cu ascultările și rugăciunea inimii rostită la ceas de taină. Monahi împovărați de ani, de înțelepciune, ascultă glasul îngerilor alături de cei tineri, dornici de a fi cât mai aproape de Dumnezeu. Și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască. Noi suntem continuatorii celor care au fost aici și dacă am venit unul cu mai mulți ani în mănăstire,
mi-aduc aminte cu multă pioșenie de acei cuvioși care am prins eu în viață și în anul 1982 nu era niciun tânăr în mănăstire și nu era niciun preot tânăr, putem spune, când ieșeau preoții la vohod și când slujeau, toți aveau bărbile albe. Și după rânduiala lui Dumnezeu, ei au plecat către Domnul și noi le-am luat locul și iată acum părinți care am venit împreună aici, au ei bărbile albe actualmente și așa cu ajutorul Dumnezeu duce mai departe făclia Ortodoxiei aici la Mănăstirea Neamț. Călugării acum participă la cele 7 laude în biserică și au și ascultări diverse în cadrul mănăstirii. Faptul că nu suntem atât de mulți viețuitori aici face ca acești viețuitori care suntem abia reușim să acoperim ascultările din cadrul mănăstirii. Ne referim aici slujbele la biserică, pentru muzeu, pentru supraveghere, pentru ghidaj și unele activități în cadrul sectorului alimentar, la trapeza mănăstirii, bucătăria mănăstirii și, bineînțeles, alte lucrări care sunt specifice vieții monahale. Mănăstirea este ca o mică cetate. Ea se gospodărește singură. Călugării fac ascultare la supravegherea animalelor sau la aprovizionarea cu lemne pentru foc. Zidurile sunt groase și căldura de la soare nu este destulă nici pe timp de vară, dar cât de bună este pâinea coaptă pe vatră. De 2 ori pe săptămână, părintele Calinic are ascultare la bucătărie. De 2 ori pe zi dăm masa, pregătim pentru 100 de persoane și avem părinți care mai sunt bolnavi cu stomacul, facem mâncare și pentru ei la regim și mai avem persoane care mai sunt năcăjiți și facem mâncare și cu carne. Și de 2 ori pe săptămână facem și pâine, în jur de 200 de pâini la zi și mai am ascultare și la sala de mesă. Acolo avem în jur de 100 de persoane care servim masa de 2 ori, la 12 și seara la 17. Am aproximativ 16 ani de când sunt în Mănăstirea Neamț. Și ascultarea am avut-o rânduită prin bucătărie, la pâine, la trapeze. Trapeza devine neîncăpătoare la orele rânduite. Sunt 60 de viețuitori la mănăstire, dar pe lângă ei se mai așează la masă și pelerini, oameni nevoiași, lucrători la șantierul de restaurare. Fotografiile de pe pereți ne întorc în timp. Parcă nimic nu s-a schimbat. Totuși, la moară, părintele Ioanichie are la îndemână, acum, 3 utilaje moderne, de făcut hruială, mălai și făină. Făină curată, ne spune, nu e combinată cu nimic. Păi ascultam la camară, cu alimentele, cu seriale, cu moara, avem 3 moare avem. Una e pentru pâine de porumb, una e cu șocanele, e făcut crupi, și asta e făcut pâine. Nu departe de moară, între mănăstire și seminarul Veniamin Costachi, se află o clădire nouă, impunătoare. Este centrul social-cultural Sfântul Paisie de la Neamț. S-a sfințit în anul 2004. A fost construit pentru persoane vârstnice, defavorizate, pelerini, întâlniri ecumenice, simpozioane, consfătuiri pastoral-misionare. Pe lângă Centrul Social-Cultural Sfântul Paisie de la Neamț, care are un rol, în primul rând, cultural, în al doilea rând, filantropic, de fiecare dată, casele de bătrâni, oameni care sunt în imposibilitate de a fi hrăniți, diferite inițiative guvernamentale. Recent este o inițiativă ca în fiecare duminică, cel puțin 100-150 de persoane cu probleme sociale să servească masa în cadrul acestui centru. Perioada 1997-2005-2006 a fost perioada de înflorire administrativă a mănăstirii, construindu-se edificii importante și necesare
la mediul social de astăzi. Este vorba de chilii tip case, unde locuiesc părinții. Este vorba de casa ștefaniană Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, care este actuala stăreție a Mănăstirii Neamț, în care este structurată, am putea spune, arhaic, o combinare între modernism și arhaism, cu paraclis, ca și posibilitatea de închinare, de evlavie a celor care stau acolo. Pare ciudat, poate, să vedem un călugăr medic stomatolog. Părintele Andrei are multe chemări și ascultări. Cabinetul medical este foarte bine dotat, amplasat în clădirea cancelariei și nu mai are nevoie decât de o posibilitate de a se face și radiografii dentare. Dar care a fost drumul de la bibliotecă la scaunul dentistului? Acest deziderat a fost, în primul rând, cu binecuvântarea prefericitului părinte patriarh Daniel. Pe când era mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a avut intenția să școlarizeze monahi din mănăstirile mai importante, între care am beneficiat și eu de această binecuvântare. Între anii 1998-2005 am studiat la Iași medicina dentară, după care m-am reîntors aici, depunând efortul cu binecuvântarea părintelui stareț, arhimandrit Benedict, care s-a materializat înființarea acestui cabinet. Putem să ajutăm pe cei în nevoie venind aici și nu în primul rând monahii care beneficiază de tratamentele noastre stomatologice și împrejurimile. Vin să-i ajutăm mai ales pe cei care sunt în nevoie. În fața mănăstirii, o cupolă imensă, de forma unei mitre arhierești, adăpostește aghiazmatarul, construit între 1836 și 1847. În mijlocul său se află un bazin de piatră unde se sfințește apa la marile sărbători, în special la hram de înălțarea Domnului. Are în prezent și rol de pangar. Pictura în frescă, realizată mai târziu, reprezintă scene religioase și istorice din Vechiul și Noul Testament, legate de minunile pe care le-a făcut Mântuitorul folosind apa. Faptul că ne aflăm într-o mănăstire, pentru monahi este locul cel mai căutat și mai dorit. Pentru că biserica oferă fiecare dintre noi monahi locul de intimitate, locul de siguranță duhovnicească, locul de regăsire a omului cu Dumnezeu, cu sine însuși, prin sfinți, prin rugăciune, prin acest dialog spiritual duhovnicesc. Miluiește-mă, Dumnezeule! Pe părintele Ghenadie îl văzusem în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, închinându-se la icoana Maicii Domnului, Trihirusa. Mai târziu, în satul călugărilor, părintele Ghenadie stătea de vorbă cu Dumnezeu. El e acolo, e în grădină, ne spune, este și în merele neculese de pe crenguță, pentru a îndestula și păsările cerului în iarna care se apropie. Mai zăbovește puțin, apoi se duce din nou în biserică la ceas de vecernie. Acum stau în tâmpinare, dacă ne-ar da Dumnezeu sfârșit bun. Și tu. Te duci în dincolo, nu-ți mai de drumul înapoi. Dacă faci bun făcut, ce-ai făcut? Te-ai dus bun, bun dus. Stăm cu el veșnic.
se aude glas de înger deasupra mănăstirii neamțului. De sute de ani, clopotele își fac auzită chemarea la ceasurile rânduite. Ajută la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Donează 2 euro prin SMS la numărul 857. Serviciul este disponibil în rețelele Vodafone, Orange și Cosmote.